Astăzi, în cadrul webinarului, l-avem invitat pe Sorin Stan, formatorul nostru pe partea de optimizări de procese industriale și nu numai. Și, de asemenea, este prezent și colegul meu de la departamentul tehnic, Cosmin Tacea. Am ales un subiect de monitorizare a condițiilor. Haideți să vedem de ce monitorizarea condițiilor. Practic, după cum ați văzut, mai toate companiile doresc să treacă de la o mentenanță preventivă la o mentenanță predictivă sau vor să introducă în zona de mentenanță concepte de tip smart. De ce vor să facă lucrul ăsta? Practic vor să obțină cât mai multe cu cât mai puține lucruri și de altfel doresc să optimizeze procesele de producție la maxim. Din acest motiv am împărțit acest webinar în trei părți. În prima parte, în prima jumătate de oră, colegul meu Sorin Stan o să vă prezinte conceptul de la mentenanță preventivă la mentenanța predictivă și viziunea lui asupra acestui subiect de monitorizare a condițiilor. A doua jumătate de oră, colegul meu Cosmin Tacea o să vină cu o soluție punctuală, festo, pe partea de monitorizare condiții. O să vedeți ce presupune această soluție de monitorizare. Și în ultima parte am să revin eu la prezentare și o să prezint arhitectura de bază pentru implementarea acestui concept de monitorizare condiții. O arhitectură care este valabil nu numai pentru soluțiile festo. O să înțelegeți atunci când prezentăm arhitectura de ce și Festo a abordat tot această arhitectură de bază și alți furnizori de condiții de monitorizare o au. Din acest motiv am zis că nu vreau să intru prea multe în detalii. Sorine, scena e a ta și te rog dacă poți și nu te superi în ultimele 5 minute am să trag eu atenția, să mă trag eu atenția că mai ai 5 minute, da? Chiar sunt recunoscător pentru asta, pentru că mă fură peisajul de obicei și aș vrea să de data asta să respectăm timingul, mai ales că suntem trei care ne producem pe scena de care vorbeai. Ok, da. Mulțumesc, Traian. Bună ziua tuturor musafirilor noștri. Slide-ul ăsta de prezentare a vorbit cumva de la sine, nu mai pierdem vremea cu lucruri de felul ăsta. Foarte pe scurt, obiectivele webinarului, din perspectiva mea a acestei jumătăți de oră, deci vorbesc doar în numele meu, nu și în numele colegilor mei, obiectivele pe care eu mi le-am propus sunt doar de informare pentru dumneavoastră, deoarece conceptele legate de mentenanță sunt destul de confuze uneori. Dacă apelați la diverse surse de literatură de specialitate, veți găsi variații semnificative în explicarea unor termeni și a unor concepte. Noi vă propunem una din aceste variante. Nu voi insista pe niciunul dintre aceste concepte. Vorbim despre strategii de mentenanță, foarte pe scurt, într-o jumătate de oră nu putem face altfel. Urmând ca după aceea colegii mei să dezvolte tema mentenanță predictivă, care este de fapt miezul întâlnirii noastre de astăzi. Dacă există întrebări, dacă există alte puncte de vedere, rugămintea sinceră și caldă este să vă faceți auziți și să vă exprimați, pentru că informația ar fi minunat să curgă în ambele direcții, așa încât să facem schimb de informații și nu doar o poveste unidirecțională. Iată, avem aici o definiție a mentenanței. După cum vedem, mentenanța are mai multe aspecte.
greu de spus care este cel mai complex, cel mai complicat, dar împreună toate acestea este limpede, ne dau imaginea complexității activității de mentenanță și a dificultăților cu care inerent un manager de mentenanță se confruntă. De ce totuși tema aceasta? Tot mai multe companii, într-un context competitiv tot mai feroce, aș îndrăzni să spun, implementează KPI pentru măsurarea performanței, pentru că, după cum știm, ce nu se măsoară nici nu poate fi controlat și deci îmbunătățit. Și atunci faimosul OEE, Overall Equipment Effectiveness, apare tot mai mult și bineînțeles că cam toate cele trei componente ale lui sunt legate direct sau indirect de eficiența și eficacitatea mentenanței. Și vorbim în special despre componentele mentenanței preventive, nu? Dar din păcate în viața reală aceste componente ale mentenanței preventive alcătuiesc o minoritate în ansamblul preocupărilor pe această direcție. Din păcate, spun. Iată obiectivele mentenanței la modul general. Deci observați, avem 5 categorii de obiective. Serviciul, inspecțiile și reparațiile și un pic mai departe de ele, pentru că abordarea este destul de diferită, vorbim despre analiza punctelor slabe ale mașinilor, utilajelor, echipamentelor industriale și aici e musai să amintim conceptul FMA, Failure Mode and Defect Analysis, da? Și după aceea îmbunătățirea și modernizarea mașinilor. În cele mai multe companii această activitate intră în mare măsură în zona de preocupare a mentenanței, sigur în colaborare cu engineering-ul și cu alte funcțiuni esențiale pentru bunul mers al fabricației. Este o întrebare care suscită controverse destul de aprinse încă, dacă e mai bine să avem mentenanță predictivă sau reactivă. Iată, avem aici un grafic care ne dă răspunsul la această întrebare. Vedeți, avem pe verticală probabilitatea de defectare, dar putem avea la fel de bine și costul de funcționare, pentru că implică cost de funcționare orice defectare sau cost de nefuncționare, da? Iar pe orizontală avem mai multe zone definite, așa cum se vede, zona mortalității infantile, când ies în evidență toate neconformitățile generate de o proiectare incorrectă a mașinii, de un proces de fabricație a componentelor iarăși incorrect, de montaj, de transport, de punere în funcțiune. Deci avem multe posibile cauze care se pot asocia în zona mortalității infantile. Avem după aceea zona de uzură calmă, unde lucrurile se petrec cumva liniștit, previzibil, cu o rată, să zicem, relativ scăzută a defectărilor, dacă avem asigurat un program de mentenanță preventivă corect, bine articulat. Și în fine avem zona de uzură accelerată, când viața mașinii se apropie de capăt, componentele, subansamblele de uzură care au diverse, iarăși, să spunem așa, slăbiciuni, dar aici vorbim și de uzură absolut firească care se cumulează în timp și care generează la rândul ei alte efecte în același registru, cresc spectaculos, mergând chiar către asimptomatic. Dacă zona de mortalitate infantilă nu ne îngrijorează foarte tare, pentru că în cazul unei mașini noi, și vorbim de mașini noi nouțe, să spunem așa, este acoperită de condițiile de garanție asigurate contractual și aceste condiții chiar ne obligă, chiar dacă nu avem o mentenanță bine pusă la punct, ne obligă să respectăm condițiile impuse de către furnizor, altfel riscăm să pierdem garanția.
Mai departe, lucrurile nu se mai întâmplă așa pentru că ne relaxăm în general. Repet, dacă o mentenanță foarte, foarte corect articulată nu este deja înrădăcinată în cultura organizațională și nu este un mod firesc de funcționare, bineînțeles că destul de curând vom renunța la această îngrijire atentă a mașinilor și observați, deja curba noastră se desparte în două, cea roșie și cea verde. În faza asta și pentru timpul alocat acestei teme, nu mai avem vreme să dezvoltăm subiectul, dar zic eu că acest grafic este mai mult decât sugestiv. Mai avem aici un grafic care iarăși ne oferă o imagine asupra ceea ce înseamnă mentenanță nepreventivă sau mentenanță la defectare sau mentenanță reactivă, cum o mai numim. E vorba de curba aceea ondulată roșie care ne mai sugerează și o altă problemă cu care departamentul de mentenanță și toată compania se preocupă și anume șocurile financiare, să spunem așa, în sensul că niște defectări neanunțate și care, a căror remediere costă mult, în anumite situații de criză, să spunem, financiară sau de slăbiciune, de slăbire financiară a companiei, chiar și pe termen scurt, poate să pună o presiune deosebită pe cash flow și ajungem în alte probleme, în alte zone absolut nedorite. Deci, și observați, aici nu sunt evidențiate costurile efective ale pierderilor de producție și aici mai asociem evident lipsa de satisfacție a clientului, riscul de a pierde client și așa mai departe. Deci, dacă dezvoltăm tema asta, ajungem undeva departe, dar nu vom fi deloc fericiți văzând ce se petrece acolo. Acum, iarăși este o discuție. Nu putem afirma că peste tot, în orice situație și pentru toate mașinile dintr-o fabrică, trebuie să asigurăm mentenanță preventivă. Nu întotdeauna se justifică această abordare, pentru că mentenanța preventivă, comparativă cu mentenanța la defectare, poate, repet, în unele situații, deci nu, în niciun caz nu generalizăm, să aibă costuri comparabile și chiar mai mari. Și atunci sunt situații în care chiar se recomandă să nu ne complicăm cu o mentenanță preventivă, ci reparăm utilajul atunci când se întâmplă defecțiunea. Și iată, de exemplu, poza din stânga jos arată o secție de prelucrări mecanice, prelucrări prin așchiere, unde de multe ori cererea este semnificativ mai scăzută decât capacitatea de prelucrare a secției respective și atunci cu siguranță probabilitatea ca unele mașini, strunguri, freze, raboteze, CNC-uri, ce ori mai fi pe acolo să nu fie folosite este mare și dacă se întâmplă o defecțiune avem nu, în principiu un backup pentru mașina respectivă și o putem repara în liniște, deci dacă se strică o lăsăm în pace și o reparăm în liniște conform unei programări, să spunem, oarecum relaxate de readucere a mașinii în starea de funcționare. Lucrurile încep să se schimbe pe măsură ce, observați, trecem la producția de masă, la producția de serie. Producția de masă presupune, în general, existența unor stocuri, presupune existența unor capacități de producție, iarăși, care nu sunt întotdeauna folosite la maximum și atunci aceste resurse pot funcționa ca și elemente de buffer care ne permit să intervenim asupra unei mașini care s-a defectat, fără să stânjenim sau fără să stânjenim semnificativ procesele de fabricație. Dacă mergem către producția de serie, care este mult mai țintită, se duce către lean cumva sau dacă ne ducem la procesele industriale unde orice întrerupere poate cauza fie pierderi enorme, fie riscuri de accidente, avarii și așa mai departe, lucrurile stau cu totul altfel și atunci rolul mentenanței preventive crește foarte mult. Vă spuneam că vă propunem o aranjare în peisaj a acestor strategii de mentenanță.
Iată, am avea, să zicem, trei direcții. Da, doamne, eu sim. Întrebarea este, dacă aveți un punct de vedere, dacă aveți o idee de exprimat, vă rog să mă întrerupeți. Nu este, nu doar că nu e nicio supărare, dar e o bucurie pentru mine să dialogăm. Ok, dacă nu este nicio astfel de abordare, voi continua să turui ca mitraliera, că timpul se scurge al naibii de repede, deja s-a dus jumătate. Bun. Deci vorbim, iată, de mentenanța la defectare, este o direcție. Aș zice, din păcate, majoritatea companiilor au un procent clar dominant al acestui tip de mentenanță în funcțiune. Da? A doua este mentenanța preventivă cu niște direcții mai detaliate, așa, și în cele din urmă avem mixul de mentenanță, care este un amestec a strategiilor prezentate mai sus. E, în cadrul mentenanței preventive, haideți să vedem, iată, vedem aici mentenanța periodică, care se poate împărți în predictivă, autonomă și planificată. Atenție! Poate genera un pic de confuzie această categorisire, mentenanță planificată și mentenanță periodică. Bineînțeles că și cea planificată tot periodică este. Dar a fost nevoie de acest artificiu de denumire pentru a face un pic diferențiere. Altfel nu reușim, ne încurcăm în termen. Mentenanța planificată este cea pe care o asigurăm, iată, periodic, dar ea poate fi zilnică, săptămânală, lunară, trimestrială, anuală și așa mai departe, de la caz la caz. Revenim un pic, dacă avem vreme aici. Mai avem mentenanță bazată pe starea echipamentelor și mentenanța corectivă. Haideți să trecem foarte, foarte scurt în minutele rămase peste fiecare dintre aceste categorii. Da? Mentenanța la defectare sau reactivă, deja am făcut un comentariu pe seama ei în raport cu mentenanța preventivă. Recomandarea pe plan mondial sau tendința sau raportul pe care specialiștii îl recomandă ar fi undeva 80% în favoarea mentenanței preventive și 20% în favoarea mentenanței reactive sau la defectare. Din păcate, în România lucrurile stau un pic pe dos în privința procentelor și eu unul aș fi foarte fericit să întâlnesc o companie în care avem măcar 50-50% acest raport între mentenanța reactivă și mentenanța preventivă. Mentenanța periodică. Iată, mentenanța planificată și vedem în ce constă. Aici vorbim de inspecții periodice, ele presupun curățarea echipamentelor, completarea diverselor consumabile și înlocuirea unor componente, atenție, indiferent de gradul lor de uzură. Aici se întâmplă un lucru care compromite de multe ori mentenanța planificată. De ce? Pentru că tehnicienii de mentenanță spun, domnule, e păcat, uite, încă merge, e în regulă, hai să-l mai lăsăm, și atunci se duce de râpă planificarea și nu de puține ori avem surpriza să constatăm că la 2-3 zile după ce am iertat, să zicem, înlocuirea unor rulmenți sau altor componente, aceste componente au căzut. Și iată, nici n-am folosit în mod eficient, să spunem așa, întreruperea alocată operațiunilor de mentenanță și după aceea am oprit neplanificat producția cu toate problemele care survin într-o astfel de situație. Mentenanța autonomă este iarăși o componentă extrem de importantă a mentenanței planificate sau preventive. Este unul din pilonii de bază ai TPM-ului, Total Productive Maintenance, care este un concept de optimizare complex și care zgâlție întreaga companie atunci când este în sensul bun, în cele din urmă, când este aplicat.
Ideea este foarte simplă aici. O mulțime de operațiuni sunt simple, sunt chiar elementare, sunt banale, pot fi puse pe seama operatorilor cu multiple avantaje, da? Pentru că aceștia își pot însuși cu ușurință, sigur, pregătiți fiind corespunzător, își pot însuși cu ușurință cerințele de efectuare a acestor activități de mentenanță autonomă și în felul ăsta tehnicienii cu calificare înaltă ai mentenanței sunt degrevați de activități care nu aduc foarte mare valoare și se pot concentra pe lucruri mai complicate sau mai urgente. Deci iată, și așa cum spuneam, implicațiile pozitive sunt mult mai multe, se leagă colaborarea dintre producție și mentenanță mult mai bine, comunicarea, operatorii își schimbă felul în care privesc munca mentenanței, felul în care își privesc propriul loc de muncă, au mai multă grijă de mașinile lor, deci crește sentimentul de responsabilitate, de implicare. Efectele sunt foarte pozitive în zona de cultură organizațională. Mentenanța predictivă. Iată, am ajuns și la mentenanța predictivă. Aceasta presupune măsurarea periodică, dar în anumite situații chiar și continuă, a unor parametri specifici care pot da semnale sau pot fi simptome ale unor potențiale defecțiuni. Și observați, vă rog, că mentenanța predictivă poate livra diagnoze în cazul în care avem instalat în companie un sistem de gestionare a intervențiilor, care absolut obligatoriu are o bază de date coerent organizată, astfel încât toate intervențiile să fie încărcate ca și informație valoroasă în acest sistem și utilizate după aceea prin prelucrări de dorit automate, astfel încât să tragem concluzii și să putem optimiza permanent activitatea de mentenanță. În situația în care diagnoze când nu există istoric, da? Și prognoze când există acest istoric. Sunt încă multe companii care nu au un astfel de sistem informatic specific mentenanței sau nu l-au bine pus la punct sau este unul incomplet sau greșit setat. Mulți fac migrare de date într-un Excel și după aceea se apucă să prelucreze datele respective cu mult efort, cu rezultate slabe și așa mai departe. Este foarte important, este esențială existența unui astfel de soft, CMMS se numește el, denumirea în engleză, care să fie setat corespunzător și să fie adecvat nevoilor companiei. Nu orice soft este potrivit pentru orice companie și este, repet, esențială o setare corectă a acestui soft. Aici iarăși putem avea o discuție foarte largă, dar nu este contextul potrivit. Nu avem timp pentru așa ceva și nici nu ne-am propus să facem asta. Revenind la mentenanța predictivă, iată unde se utilizează. Nu, iarăși nu o utilizăm la toate mașinile pentru că este scumpă. Mentenanța predictivă este scumpă, da? Și atunci este nevoie să decidem cu atenție unde are sens și unde nu are. Și iată, aici avem trei direcții generale, să zicem așa, la mașini foarte complexe. În general, mașinile foarte complexe sunt și foarte importante pentru procesul de producție sau costul unei reparări reactive poate să fie foarte ridicat, deci se justifică, să spunem, o mentenanță predictivă. În cazul mașinilor critice, deci care se pot constitui în bottleneck-uri într-un proces de fabricație cu implicații grave pentru rezultatele procesului respectiv, și iarăși în cazul mașinilor care funcționează continuu, asta, funcționarea continuă sugerând că cererea este foarte mare pentru produsele respective sau că zona este
prin definiție, mașina respectivă sau linia respectivă este chiar în acest moment, funcționând continuu, un loc îngust, ori dacă se defectează, locul devine și mai îngust, dacă ne putem exprima așa, deci nu ne permitem să fim luați prin surprindere de o defectare. Deci, iată cam cum se pune problema. Acum, abordarea mentenanței predictive nu este deloc o treabă simplă, este poate cea mai complicată abordare dintre toate tipurile de mentenanță, pentru că face apel la tehnologie înaltă, complexă. De multe ori este foarte dificilă alegerea parametrilor care să fie măsurați și iarăși alegerea modului în care se colectează datele. De exemplu, am fost martorul unei situații într-o companie din zona din industria automotiv, unde nu s-a reușit o bună perioadă de timp să se găsească poziția cea mai potrivită a unor senzori de temperatură pentru niște mașini de cusut airbag-uri care se defectau, iar simptomul era creșterea temperaturii în zona capului de coasere. Niște mașini foarte complexe erau. Deci nu este o treabă simplă. Aici recomandarea generală este să se facă apel la companii specializate care au dotarea tehnică, care au know-how-ul, care au specialiștii în măsură să vină fie cu sfaturi, fie cu soluții concrete, deci să asigure și consultanța, pur și simplu, astfel încât să picăm pe o soluție care să fie cu adevărat fezabilă și să ne rezolve problemele. Dacă aveți întrebări... Să vorbesc că mai ai vreo 3 minute. Mai am 3 minute. Bun. Da. Repede. Mentenanța bazată pe starea echipamentelor se poate considera ca fiind o extensie a mentenanței predictive, în sensul că atunci când parametrii funcționali se apropie de zona critică, care ne spune că mașina va ieși curând din zona de performanță sau se va defecta, o supunem, dacă până acum în zona de mentenanță predictivă am măsurat acești parametri periodic, atunci din acest moment îi vom măsura continuu și vom obține o extrapolare a momentului în care mașina chiar trebuie oprită înainte de a se opri ea și trebuie introdusă într-un program de reparare. Iarăși și aici apar problemele pe care le-am enumerat la mentenanța predictivă. Deci asta a fost mentenanța bazată pe starea echipamentelor. Mai avem mentenanța corectivă. Aici apare o confuzie în terminologie. Unele surse numesc mentenanță corectivă mentenanța de care am vorbit la început, și anume cea reactivă. Noi numim mentenanța corectivă tot ce înseamnă acțiunea, activității ce rezultă în urma unei analize FMEA de îmbunătățire a performanțelor și fiabilității mașinii prin schimbări fizice, pur și simplu. Se înlocuiesc componente, structural se modifică. De exemplu, putem să trecem de la o acționare cu relee la o acționare, la o comandă cu automat programabil. Iată un posibil exemplu de mentenanță corectivă, sau înlocuim un lagăr de alunecare pe cuzineți cu un lagăr de rostogolire, adică lagăr pe rulment, și așa mai departe. Deci cam astea ar fi. Știința mare și deloc simplă este să realizăm în compania noastră cel mai potrivit mix de mentenanță. Unde să facem predictivă, unde să facem autonomă, unde să fie periodică, unde să ne mulțumim cu mentenanța reactivă și așa mai departe. Conceptul de bază după care funcționează mentenanța, vă rog să rețineți, este cel de încercare-eroare. În sensul că suntem datori să încercăm, nu-i deloc obligatoriu să o nimerim, o mai dăm și de gard, dar câștigând experiență, facem în permanență corecții și optimizări. Mulți manageri care se află deasupra mentenanței nu prea înțeleg sau nu prea acceptă această abordare. Din păcate, la momentul ăsta, mentenanța pe plan mondial nu are instrumente mai pricopsite. Deci încercare, eroare. Se îmbunătățește, testăm, vedem, suntem în zona bună, mai micșorăm perioadele de între două intervenții, le mai mărim până ajungem într-o zonă de echilibru, să spunem așa. No, cam asta fuse. Ok, mulțumim, Sorin. Am văzut acum în mare, ca și o concluzie, faptul că această Mulțumim. Parte de mentenanță nu preventivă, predictivă, unde
se adresează sau unde țintește monitorizarea condițiilor, nu este o mentenanță, să zicem, nu este un proces chiar atât de simplu, unde se necesită un aport de tehnologie destul de mare și automat aportul de tehnologie implică poate și costuri mai ridicate. Poate din discuție. Acest punct de vedere, acum colegul nostru Cosmin, o să-l fac, nu știu dacă era, nu era prezent ca prezentator, o să-l rog pe Cosmin să prezinte soluția venită de la Festo pe această direcție, tocmai ca să vedem dacă într-adevăr complexitatea tehnologică va fi o problemă. Ce zici, Cosmin? Întotdeauna este o problemă. Atenție! Deci toți cei care doresc implementare de mentenanță preventivă să tragă aer în piept și să accepte din start acest aspect, nu se poate fără. Ai perfectă dreptate, cel puțin. Și din perspectiva asta, după ce o să arate Cosmin, arhitectura poate nu este cea potrivită în momentul de față pentru implementarea astfel de condiții. Dar uite, tocmai Cosmin vine cu o soluție care ne-ar putea ajuta în implementarea acestui concept. Super. Da. Haideți să-l auzim pe Cosmin. Ok. În primul rând, vă urez și eu bine ați venit la prezentare. Sper să se vadă bine ecranul. Da, se vede. Într-adevăr, Sorin a deschis niște subiecte extrem de, hai să zic așa, dificile în ceea ce înseamnă mentenanța. Pe de o parte, costurile de implementare a unei astfel de soluții, apoi pregătirea personalului, de ce nu, și multe altele. Da, noi venim cu o soluție grație acestui nou trend al digitalizării și al industriei 4.0, în care introducem în luarea deciziilor și elementele de inteligență artificială. Și asta înseamnă că modul de a implementa o astfel de mentenanță este mult, mult simplificat. Dar în primul rând o să încep cu motivul pentru care noi ne aflăm în fața dumneavoastră sau în spatele ecranului. E un pic o postură nefirească pentru astfel de discuție. Festo este unul dintre producătorii de soluții de automatizare care dezvoltă această tehnologie, de acest Industry 4.0, soluție de digitalizare, evident alături de nume mult mai mari decât noi, precum Siemens, Bosch și alte firme, evident germane, facem parte din foarte multe comisii atât care se ocupă atât de dezvoltare de concepte din Industrie 4.0, dar și de a reglementa și alte probleme pe care le implică această digitalizare, și anume standardizarea. Una dintre direcțiile Industrie 4.0 este tocmai aceea că tot ce înseamnă parte de documentație, de exploatarea unor echipamente, trebuie să fie conform unor standarde pentru ca
toate procesele care utilizează această tehnologie să fie cât se poate de optimizate și, bineînțeles, prelucrate de softuri și nu neapărat de oameni. Soluția pe care o voi prezenta astăzi este deja implementată în fabrica noastră sau în fabricile noastre. Prima a fost fabrica noastră din Schaffhausen. Deja discutăm despre 4, despre 20 de proiecte implementate în acest context de Industrie 4.0, iar o parte din ele sunt exemplificate aici. Unele dintre ele au și această direcție a mentenanței. Discutăm despre fabrica noastră care se ocupă de producția distribuitoarelor, ventilelor. Vă dați seama că aici discutăm de un flux continuu, de cicluri de funcționare de câteva secunde, 10-15 secunde, producția de până la 1,2 milioane de produse. Și o altă problemă este aceea de a avea loturi de produse cât mai mici, pentru că discutăm despre niște echipamente care sunt extrem de configurabile și evident trebuie să fim capabili să producem astfel de loturi mici cu eficiență maximă și din punct de vedere al productivității, dar și din punct de vedere al costurilor. În acest context, Festo pune un foarte mare accent pe digitalizare și digitalizarea aceasta vine fie în partea de engineering, cu tot ce înseamnă softuri de proiectare, realizarea schemelor, de alegere produse și dimensionare produse, dar și în partea de operare a echipamentelor prin acest Festo Automation Experience sau Festo AX, pe care îl voi detalia în continuare. Acest Festo Automation Experience este un software pentru monitorizarea condițiilor în contextul mentenanței preventive pentru componente, pentru mașini, dar și pentru întregi sisteme. Datele sunt colectate de la fiecare echipament și sunt transmise în timp real, apoi sunt analizate și în funcție de aceste date se iau anumite decizii. Datele sunt provin de la toți senzorii disponibili de pe mașini. Aici, ca și paranteză, este o soluție care nu se dorește a fi implementată doar pentru echipamentele sau pentru mașinile vechi sau pentru mașinile noi acum în dezvoltare, ci poate fi la fel de ușor implementată în mașinile deja în funcțiune. Principalul obiectiv al unui astfel de soft este acela de optimizare a proceselor, prin transparentizarea lor, printr-o colectare a unei cantități uriașe de date, prin analiza acestor date, reușim să
reușim să aducem, pe de o parte, o eficiență energetică, o optimizare din punct de vedere al proceselor de producție, dar și o mentenanță predictivă, spun eu, cu o eficiență foarte, foarte bună și cu destul de mare ușurință de a fi implementată. Discutăm de 4 module ale acestui software, să-i spunem. Un modul de bază care, de fapt, preia toate datele și le transmite către un cloud. Modul de eficiență energetică, modul de mentenanță preventivă și un toolkit pentru a face disponibile informațiile și către om și a integra omul în aceste decizii. Pe noi, în momentul de față, ne interesează acest modul de mentenanță predictivă, care folosește elemente de inteligență artificială pentru a determina anumite pattern-uri, pentru a învăța procesele și a descoperi anumite anomalii în funcționare. Un pic să discutăm și despre partea teoretică. Decizia într-o astfel de automatizare poate fi luată în 3 locuri. Deci, soluțiile de automatizare în contextul Industrie 4.0 permit luarea deciziilor, pe de o parte, on edge, trebuie să folosim termenii englezi pentru că în momentul de față limba română nu este chiar atât de permisivă. On edge înseamnă că decizia este luată la nivel de echipament și o să vedem către sfârșit și una dintre soluțiile pe care Festo le pune la dispoziție. Apoi este on-premise. Aici decizia este luată la nivel de, haideți să spunem, PLC. Un exemplu, și cea de-a treia este în cloud. Fiecare dintre cele trei locuri sau fiecare dintre cele trei abordări au avantaje și dezavantaje. Din punct de vedere al valorii adăugate, întotdeauna cea mai bună soluție este aceea de a lua decizia în cloud. De ce? Pentru că aici avem cea mai mare cantitate de informații și cu cât avem mai multe informații, cu cât suntem mai informați, fie noi ca și oameni sau un software, cu atât este mai ușor să luăm anumite decizii. Cheia unei astfel de soluție este acest Edge PC, Edge Device. Este un echipament care se introduce în rețeaua de comunicații. Este un echipament care preia de la toate elementele din această rețea informații, fie că discutăm despre senzori de presiune, senzori de poziție, senzori de temperatură, informații luate de la, nu știu, controlere, convertizoare de frecvență și așa mai departe, și le către un cloud. Reprezentare mult mai sugestivă a ceea ce am spus anterior
Este important de reținut că soluția Pest Automation Experience nu este dedicată echipamentelor FESTO, ci este dedicată întregii piramide de automatizare din linia noastră sau de pe echipamentul nostru. Evident, cu cât avem mai multe informații despre elementele de execuție din linie sau de pe mașina noastră, cu atât ne este mai ușor să luăm anumite decizii. Fiind un software Festo, deja parametrii de funcționare optim a echipamentelor noastre sunt înglobați în acest software și, cel puțin din punct de vedere al mentenanței predictive, este mult mai ușor de a determina anumite anomalii. În cazul în care nu se cunosc sau softul nu cunoaște detalii despre aceste condiții optime de funcționare, evident va fi nevoie și de o muncă manuală. Modulul de mentenanță predictivă, spuneam că folosește această inteligență artificială. Ce înseamnă de fapt inteligența artificială? Este de fapt un software cu capacitatea de a învăța, anumite moduri de funcționare, anumite pattern-uri și de a descoperi anomalii în funcționare. Bineînțeles, în funcție de anumite praguri, aceste anomalii sunt clasificate și în funcție de aceste praguri se iau anumite decizii automat sau se transmit către partea umană din fabrică. Ce poate să facă acest software? Detectează anomaliile, detectează ciclul, detectează sau monitorizează continuu consumurile energetice de aer comprimat, de energie electrică, apă și așa mai departe și astfel transformă procesul de producție într-unul transparent și de calitate. Și nu în ultimul rând, prin analiza acestei cantități mari de date, reușește să identifice cauzele unei anumite anomalii din timp. Și să transmită, de exemplu, personalului de mentenanță că un anumit echipament se va defecta peste o anumită perioadă de timp. Discutăm aici după câteva luni de analiză sau de învățare o posibilitate de a identifica, de exemplu, căderea unui cilindru pneumatic cu 2 săptămâni înainte. Voi intra un pic mai mult în detaliu în continuare. Aici am exemplificat un proiect, este o fabrică din industria automotive la zona de asamblarea a caroseriei, în care avem o cantitate mare de cilindri, clampinguri, și reușim
printr-o astfel de, de soluție să descoperim că un anumit echipament se va defecta cu 2 săptămâni înainte. Vă dați seama că o astfel de, de soluție într-o fabrică în care avem cicluri de ordinul a unui minut, un minut și jumătate, orice oprire neanunțată în procesul de fabricație duce la pierderi de sute de mii de euro. Iată că printr-o astfel de, de urmărire a, a întregului proces reușim cu mult timp înainte, timp suficient pentru a ne pregăti să intervenim asupra mașinii, să achiziționăm echipamentele, să pregătim oprirea planificată și să reducem astfel costurile de, de mentenanță și de producție. De ce nu? Totodată, acest software Festo Automation Experience asigură și o, un, un modul de eficiență energetică. Monitorizând continuu consumurile de, de energie, avem posibilitatea să observăm anumite trenduri ascendente în, în ceea ce înseamnă aceste consumuri și să identificăm locurile unde pierderile trec peste un anumit nivel suportabil, reușind astfel să reducem eventualele costuri suplimentare și să avem tot ceea ce înseamnă acte necesare unui audit energetic. Din punct de vedere hardware, din motive de timp am ales o singură soluție și anume modulul de eficiență energetică. De ce am ales acesta în contextul mentenanței? O să vă explic un pic mai târziu. Iată, așa arată el. Încodificarea Festo MSE6 E2M sau C2M. El este compus dintr-un modul de comunicație, un electroventil și senzori de presiune și debit. Aceștia monitorizează continuu consumul de aer comprimat și presiunea acestuia și pot lua decizia opririi echipamentului în momentul în care debitul de aer a scăzut sub o anumită valoare pentru o anumită perioadă de timp. De ce spun că este un modul de eficiență energetică? Pentru că vă dați seama că orice pierdere în aerul comprimat este, sau pierderile din instalația de aer comprimat sunt inevitabile. Și mai ales în condițiile în care utilajul nu funcționează, aceste pierderi se resimt mult mai mult în costurile de producție. O astfel de soluție vine în două variante. Cea în care la scăderea debitului de aer comprimat întrerupe complet furnizarea cu aer comprimat sau o altă soluție în care acest echipament reduce nivelul de presiune până la o
până la un nivel sigur, mai ales, de exemplu, în aplicațiile în care discutăm de, de prindere cu vacuum. De ce am ales această soluție de eficiență energetică în contextul acestei mentenanțe preventive sau predictive? Tocmai pentru că un astfel de echipament este sau ar trebui să fie nelipsit de pe fiecare echipament înglobat în Festo Automation Experience. De ce? Pentru că el furnizează către cloud informații despre consumurile continue de energie, despre nivelul de presiune, are capacitatea de a lua anumite decizii la nivel local pentru a avea și această siguranță în exploatare, dar cu semnalele preluate de la un astfel de echipament, Festo Automation Experience, prin intermediul elementelor de inteligență artificială, poate să detecteze aceste eventuale anomalii care pot apărea în procesul de producție. Cum face treaba asta? El își stabilește un anumit pattern de funcționare al utilajului pe care îl monitorizează și dacă cumulează aceste trenduri de consum cu, spre exemplu, senzorii de pe capetele de curs ale cilindrilor, poate să identifice pentru fiecare cilindru în parte cu exactitate timpii de avans retragere, poate să detecteze cât consumă acel cilindru și să identifice eventuale creșteri ale consumului de aer comprimat, iar folosind această logică, putem să ajungem să ne dăm seama când un anumit echipament pneumatic este pe cale să se defecteze. Eu mi-am cam terminat timpul de prezentare. Punctual ești. Păi stau cu ceasul. Nu degeaba am lăsat această poză pentru final, tocmai pentru a-i face introducerea colegului meu Traian, care va continua prezentarea. Eu vă mulțumesc pentru atenție și orice nelămurire, orice întrebare aveți, fie vă invit să folosiți adresa tehnica@festo.ro, fie, de ce nu, să vă conectați microfoanele și să adresați întrebarea direct. Mulțumim. Ok, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim încă o dată, Cosmin. O să încerc și eu să share-uiesc ecranul meu. Hai să vedem dacă îl vedeți. Și văd că nu, încă nu mi-apare aici. Hai să vedem încă o dată. Screen monitor. Oh, ok, super. După bine. Cum ați văzut acum în prezentarea lui Cosmin și acum poate și înțelegeți de ce și Sorin spunea acolo că această mentenanță predictivă se face cu costuri ceva mai ridicate. Ați văzut și în prezentarea lui Cosmin faptul că sunt folosiți niște termeni de age, de on-premise, de cloud, machine learning. Practic, aceasta este o tehnologie know-how, poate cu precădere furnizată de către, să zicem, furnizorii de soluții de cloud. Dar așa, ca să în prezentarea mea, eu aș vrea să demistific un pic așa arhitectura din spatele celor prezentate de Cosmin, ca să o înțelegeți un pic mai bine.
chiar și terminologia asta de age ar trebui să o vizualizați de margine în traducere așa cu dicționarul. De obicei se referă la acele dispozitive hardware sau software care fac legătura între nivelurile piramidei de automatizare de MES, de Manufacturing Execution System, de planificare a proceselor de producție, și zona de HMI și cloud. On-primes în traducere ar fi în incintă. Aici ar trebui să-l vizualizați. Aici de la furnizor la furnizor există conceptul ăsta dus poate mai jos către zona de producție, dar într-o înțelegere așa mai ușoară ar trebui să-l vizualizați ca un intranet. Ar fi un cloud, soluțiile astea on-primes, ar fi un cloud intern. Adică nu are nicio legătură cu mașina, poate să fie la zonă de linie de producție, la grup de linii de producție, la zonă de producție în sine, toată zona de producție. E ceva mai, să zic eu, mai amplu. Cel mai bine ar fi să-l vizualizați ca un cloud intern. Deci nu există o comunicație propriu-zisă în internet, ci este foarte, foarte restricționată. Ok. Din acest punct de vedere, haideți să mergem un pic mai în detaliu, astfel încât să vedem câteva exemple în ceea ce privește valorile care influențează această stabilitate a monitorizării condițiilor. Da? Hai să zicem poate altfel, vizualizarea parametrilor dintr-o singură privire. Da? Și poate mașina este cel mai bun exemplu al modului în care, să zicem, inteligența dispozitivelor tehnice pot ajuta la detectarea rapidă a anomaliilor. Când mașinile au apărut pentru prima dată, nu a existat nicio avertizare prealabilă cu privire la defectele componentelor industriale, da? din cauza uzurii, componentelor individuale din cauza uzurii. Nivelul de umplere a uleiului, a apei de răcire, a presiunii pneurilor trebuiau verificate manual, da, cu regularitate. Poate vă aduceți aminte și la Daciile vechi pe care le aveam. Mai târziu, pe panoul de bord au apărut cel puțin lămpile galbene și roșii, iar în zilele noastre diagnosticarea standard este afișată sub formă de notificări scrise. De exemplu, verificați presiunea anvelopelor, umpleți apă ștergător parbriz, este necesar service, astfel încât rezultatul este că proprietarii de mașini reacționează numai atunci când au nevoie și știu imediat ce măsuri trebuie să întreprindă. La fel este și în comunicațiile industriale, de exemplu, în comunicațiile de tip Profinet, telegramele, datele care sunt transmise pe această comunicație sunt verificate de cel mai târziu de către switch-uri, da? În timpul transmisiei. Telegramele defecte cauzate de, să zicem, contacte proaste sau cabluri defecte și care sunt aruncate, din păcate nu pot să le vizualizez și de regulă le găsesc în statisticile de port ale switch-urilor. Asta dacă voi avea un switch manageriabil. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acele telegrame nu ajung niciodată la destinație. Chiar dacă aceste telegrame de eroare nu conduc direct la oprirea unei mașini sau instalații, ele sunt un indicator clar a ceea ce se va întâmpla dacă nu iau măsuri. Dacă adăugăm acum mediul de protecție de lucru dur, căldură, frig, presiune, substanțe chimice, vibrații sau solicitări mecanice, în primă fază cablurile și conectorii, mai departe sau mai devreme, vor atinge un moment dat clar niște limite. Dar când se întâmplă acest punct? Sau mai bine ar fi să înlocuiesc preventiv aceste cabluri când am o oprire a mașinii, o zonă de mentenanță? Păi, hai să vedem acum aici. O să am un exemplu de Industrial 3.0, adică practic o automatizare pe care o găsim aici.
Dar aici avem un mediu de, de fabricație un pic mai, mai avansat. De ce? Că producătorul ăsta aici reprezentat de mine are un, un MES, are și un Enterprise Resource Planning, da? Și am și niște vizualizări ale parametrilor de, o să vedem, de OEE, Overall Effectiveness Equipment. Acum, cu acest parametru de OEE, eu vreau să văd cât de eficientă este funcționarea fabricii noastre sau cât de eficientă este funcționarea liniei sau a zonei pe care vreau eu să o interoghez. Acum, nu fac transformarea asta digitală sau inserarea de condiții de monitorizare sau conceptele astea de Industrial Internet of Things de dragul tehnologiei. Practic, eu vreau să fac aceste lucruri de monitorizare astfel încât să optimizez fluxul de producție și să devin cât mai eficient. Acum, indicatorii ăștia de profitabilitate a unui business nu îi aveți în timp real. În cel mai fericit caz îi aveți după o săptămână, dacă nu după o lună sau chiar dacă după un, sau chiar un trimestru. Managerii de departament știu despre acest lucru. Există foarte puține companii în lume care știu acești indicatori de profitabilitate a unei afaceri în timp real, gen costuri în timp real, profitabilitatea, marginii de profit sau, să zic eu, o margine de profit pentru un anumit produs sau serie de produs. Spuneam aici că trebuie să am în esență patru variabile pentru a calcula acești indicatori de tip OEE. Da? Trebuie să am un număr total de produse care au fost introduse în mașină. Trebuie să am un număr total de produse de ieșire, care a fost numărul total de deșeuri și care este starea mașinii la un moment dat. De fapt, acum, dacă îi analizați, dacă am doi dintre acești parametri, pot calcula foarte simplu pe al treilea. Starea mașinii o văd foarte clar dacă mașina merge sau nu, dacă utilajul merge sau nu. Așa că, practic, din prezența a doi parametri pot să-i deduc și pe ceilalți doi rămași. Acești parametri ai mei sunt introduși în sistemul de MES. Da? Și vedem acum ce se întâmplă. Da? Pentru a calcula la un moment dat disponibilitatea mașinii, pentru a calcula performanța mașinii și calitatea. Practic acești trei parametri, disponibilitate, performanță și calitate, îndefinesc acest indicator de performanță a companiei de tip OEE. Acum, sistemul meu MES primește comanda de lucru de la ERP și de asemenea planificarea producției din sistemul ERP, astfel încât supraveghetorul de linie, care îl avem aici reprezentat, sau de operatorul de linie, știe că ar trebui să funcționeze și când sistemul ERP îi transmite comanda de planificare a producției, el nu are decât să urmărească acest flux de producție și să se încadreze în indicatorii de performanță. Da? Ce face operatorul meu? El se uită, de exemplu, la sistemul meu de MES, se uită la sistemul de SCADA în modelul 3.0, operatorul, să zicem, a un panou de bord destul de frumos. Este totul frumos și drăguț. Și el practic ce vede? Că disponibilitatea mașinii, că mașina funcționează, ce vede? Vede că calitatea este ok, dar are o problemă în performanță. Bun, să zicem că numărul de performanță, că performanța mașinii este 50%. Ceea ce îi dă un număr scăzut de OEE, de performanță, de profitabilitate a companiei. Deci, datorită acestui număr de performanță scăzută și indicatorului de OEE scăzut, ce ar trebui să facă în cazul de față, să zicem, operatorul? Indiferent ce am programat noi în sistemul ERP sau în sistemul MES pentru această comandă de lucru, datorită acestei performanțe, vom întârzia comanda.
și automat va avea un impact asupra livrărilor și asupra altor procese de, în relația cu clientul. Spuneam că în această metodologie actuală de industrie 3.0, operatorul vede un tablou de bord, vede că parametrul OEE este scăzut și prin intermediul sistemului său SCADA crește viteza mașinii pentru a încerca să crească indicatorul de performanță, încercând astfel să producă mai multe piese cât mai repede. Dar atunci, ceea ce se întâmplă în general este că el începe să producă și mai multe piese, dar începe să producă și mai multe deșeuri, astfel încât indicatorul de calitate va începe să scadă. Iar el trebuie să decidă cât de mult crește viteza mașinii și cât de multe deșeuri sunt acceptate. De fapt, și aici vă întreb pe voi, știe el cât de mult costă fiecare parte din piesa produsă? Știe el dacă a mărit viteza cu 50% ca să crească această performanță, nu cumva marginea de profit pe produsul realizat este mai mică? Desigur că nu are aceste informații, fiindcă toate aceste informații de costuri de obicei se duc în sistemul de ERP, în sistemul de SAP al companiei. Și atunci ideea este cu această arhitectură că nu operatorul este cel mai indicat să facă această reglare a vitezei. Haideți să vedem ce se întâmpla. Ziceam că operatorul se ducea în SCADA, creștea viteza și atunci, neavând informații despre sistemul ERP, putea să genereze niște costuri suplimentare. Bun. Dacă va merge, dacă să zicem, mașina va merge cu o viteză sporită, operatorul automat, spuneam, vede că performanța este îmbunătățită, deci are un feedback că ceva s-a întâmplat bun în sistem, dar acest feedback real se obține abia după câteva zile, după ce toți indicatorii de performanță, dacă vreți, și de analiza eficienței energetice, vor fi analizați în sistemul de tip ERP. Ca urmare, soluția este de a nu lăsa pe operator să ia el această decizie de a crește viteza mașinii. Și atunci se apelează la concepte de machine learning și de inteligență artificială, astfel încât mașina să poată învăța specificul liniei de producție și să împingă către operator soluția optimă. Ați văzut acolo că soluția de Edge Devices propusă în prezentarea Festo pentru monitorizare energie e o soluție care tocmai acest lucru îl face. Nu vă așteptați ca după ce ați instalat sistemul respectiv să obțineți eficiență de a doua zi sau de următoarea lună. Nu. Respectiva soluție de Edge Device și de soluție propusă de Festo îi trebuie un timp pentru a face acest machine learning, aș testa acest algoritm de machine learning, astfel încât să împingă după aia către operator sau către persoana abilitată să reacționeze o anumită decizie. De regulă, aceste soluții de Edge Devices, pe lângă faptul sunt, dacă vreți, niște automate programabile, cu un sistem un pic mai open, un sistem de programare, deoarece pe lângă limbajele clasice de programare, zicem Ledger Diagram sau Statement List, marea majoritate a soluțiilor acestea de Edge Devices pot fi programate atât în Python cât și în C++. Da? În interiorul lor au, pe lângă algoritmii, pe lângă protocoale de OPC UI, au și protocoale de MQTT. Deci sunt niște soluții un pic mai speciale, soluții care au posibilitatea să integreze acești algoritmi de machine learning, să înveți să-i programezi acești algoritmi astfel încât să-ți dea un feedback pe măsură. Aici aveți soluția de Edge Devices de la Festo
și din ce în ce mai mulți producători de soluții pentru transformarea digitală vin pe această soluție de, de edge devices, deoarece transpunerea datelor în cloud sau ducerea datelor în cloud, este o soluție destul de costisitoare din punct de vedere al datelor, a transportul datelor și analize datelor. Soluția cu de edge devices ar trebui nu numai să ia datele de la senzori, dar ar trebui să ia datele atât de la PLC, atât de la sistemul SCADA, atât de la sistemul de MES, cât și de la ERP. Iar asta nu se poate face cu arhitectura cu care ne-am obișnuit în mod uzual. Și de asemenea, această soluție de edge ar trebui la un moment dat să se ducă și în zona de cloud, indiferent de soluția de cloud pe care o aveți. Bun, ca să înțelegeți această parte de edge, de cloud și așa mai departe, ar trebui să împărțim nivelurile de fabrică sau la nivel de fabrică distingem trei zone de rețele. Zone care au legătură cu asta, cu piramida de automatizare. De ce este importantă această înțelegere a zonelor și a influențelor exercitate? Păi, în primul rând, în funcție de specificul zonei, vom determina tipul de abordare al problemei. În al doilea rând, de la zonă la zonă, datele care circulă pe rețea, sau mai bine zis, datele care se pot pierde pe rețea, sunt mai sensibile sau mai puțin sensibile. Ca urmare, zicem, distingem trei zone. Distingem zona de tehnologia operațională, care este zona de IT operational, adică zona de producție, cu rețele industriale gen Profinet, Profibus, Ethernet IP. Distingem apoi zona de internet industrial, care este zona de SCADA și de MES, de planificarea procesului de producție și de vizualizarea parametrilor de proces. Și distingem și zona de IT, care este o zonă corespunzătoare zonei de management al afacerii, adică zona de Enterprise Resource Planning, zona de SAP din piramida de automatizare. De cele mai multe ori, rețelele, că vorbim de cele de IT sau cele din zona de producție, sunt în responsabilitatea echipelor de IT. Iar elementele și caracteristicile rețelelor industriale sunt arătate de tot de cei din zona de IT. Acum, în rețeaua clasică de Ethernet, de obicei principala amenințare vine din zona din afara rețelei. Pe când în rețeaua de Ethernet industrial, amenințele vin atât din interiorul rețelei, cât și din exteriorul rețelei. Ar trebui să vă gândiți că un operator sau tehnician poate să intervine în procesul de producție cu voia lui sau fără voia lui și să modifice anumiți parametri de proces care să afecteze calitatea procesului final. Acum, în viitor, practic, ingineria datelor va juca un rol major, care este un subdomeniu al proiectării și știința datelor. Este vorba în primul rând de colectarea, prelucrarea și validarea datelor. Prin urmare, la început ar trebui să existe întotdeauna un inventar, de exemplu, ce date sunt disponibile, ce date sunt necesare, ce consumator furnizează aceste date și în ce formă. Da? Toate aceste lucruri ar trebui să mi le pun atunci când vorbesc de un concept de monitorizare a condițiilor. Prin urmare, rețeaua existentă trebuie verificată pentru cerințele din cauza acestui criteriu de foame de date. Astfel încât am nevoie să verific topologia, am nevoie să verific performanța infrastructurii și, desigur, cerințele de securitate
pentru a asigura un flux de date cât mai propriu pentru sistemul meu. Bun. Să luăm de exemplu eficiența energetică. Ați văzut slide-ul ăsta, poate puțin în altă formă, la colegul meu Cosmin. Poate vă mai amintiți că datele de la senzorii de câmp mergeau către un dispozitiv de aici, da? Aici sunt implementați, ziceam, algoritmi de machine learning. Pentru că acești algoritmi de machine learning, să-i numim în continuare, să zicem, condition monitoring, să împingă, pentru că acești algoritmi să împingă recomandări de optimizări în interfața de vizualizare, trebuie ca sursa datelor să fie completată cu datele venite din zona de MIE și RP. Deci nu este suficient ca această analiză de date să se rezume numai la senzorii veniți de pe utilaj. Majoritatea soluțiilor existente pierd această capacitate de a analiza vârfurile de la consumatorii individuali și potențialul de optimizare a proceselor, prin urmare, potențialul de economisire se reduce dramatic. Exemplu a arătat că în prezent doar aproximativ 40% din datele de proces posibile sunt utilizate în mod activ. Și asta este un impediment destul de mare în implementare. Vorbeam la un moment dat de comunicarea în comunicațiile în rețele de Profinet și Ethernet. Și spuneam că în această infrastructură componenta esențială este switch, da? Acesta conectează dispozitivele dintr-o rețea Profinet sau Ethernet industrial, citește aceste pachete de date și le transmite la porturile potrivite. Aceste pachete sunt de asemenea verificate pentru erori și aruncate dacă este necesar. Astfel de evenimente și alte evenimente similare sunt documentate de obicei în statisticile de port din interiorul unui switch. Asta numai dacă switch-ul este un switch manageriabil. Da? Și aici arăta o prioritizare, astfel încât să-mi dau seama care informație sau ce dată este prioritară într-un anumit moment de timp. Bun, pentru a înțelege mai bine acest lucru, haideți să vă dau un pic un switch. Avem un demo. Să vedem dacă îl vizualizați. E perfect. Hai să introduc acum. Ok. Și aici vedeți un switch manageriabil. E o aplicație demo și o să generez niște sarcini astfel încât să vedeți la ce mă ajută pe mine un astfel de switch sau ce informații îmi poate da mie un astfel de switch în acest concept de monitorizare a datelor. Aici e o informație vizuală în care vizualizez fiecare port și datele care trec prin portul respectiv. În partea de sus am simulez un proces de îmbătrânire a liniei și o să-l activez și o să văd acum că pe portul 2, 5 și 6 s-au schimbat culorile și am niște avertizări în galben. Bun, dacă mă duc și dau click pe aceste avertizări, observ vizual, imediat să așa se vede mai bine acum. Observ vizual că fiecare port are o culoare diferită, iar cu galben înseamnă că am o problemă pe portul respectiv. Problema care o văd aici în switch, o problemă în transferul de date, în monitorizarea condiției. Nu înseamnă că mașina s-a oprit. Nu, mașina va funcționa, dar în viitorul apropiat eu voi avea o problemă. Acum, dacă mă duc pe portul de aici, pe portul 5, am unde este ceasul, o reprezentare grafică și îmi spune așa, valoarea maximă, deci verde aș avea la undeva la 87% indicator,
curent acum o să vedeți că am un 18-17, se învârte în jurul 19, se în jurul valorii, hai zicem, de 18%, iar minim am 15%. Dacă încep să scad de minim, atunci aportul meu începe să se înroșească și cu siguranță datele care circulă pe portul 5 se vor opri și mașina va intra în eroare. Acum eu pot să văd, spuneam de monitorizarea condiției și o parte esențială în mentenanța predictivă, pot să văd în felul următor. Switch-ul meu a fost restartat acum 222 de zile. Da? În timpul ăsta de 222 de zile, calitatea lui a scăzut de la 87 la undeva 18. Da? E, făcând o regulă de 3 simplă, pot să-mi dau seama în câte zile voi ajunge la 15%. Și atunci pot să estimez că calitatea datelor sau că informațiile venite din la un device, să zicem o insulă de ventile, prin portul 5, vor înceta să mai comunice, vor apărea o eroare după un număr estimat de zile. Deci, practic, vă spuneam că acest switch începe să devină piesa esențială în această arhitectură de monitorizare a condițiilor. Iar făcând așa o extrapolare, această alegere a unui switch nu mai este în funcție de brand sau în funcție de preț, ci ar trebui, în special în conceptul de monitorizare a parametrilor, a condițiilor, să aibă o funcție de diagnosticare, să aibă o funcție de smart. Și din păcate nu foarte multe switch-uri au această funcție. Un alt lucru pe care ar trebui eu să-l monitorizez și devine din ce în ce mai prezent în considerentul în care echipamentele electrice ajung în zona de producție, este această interferență electromagnetică, da? Sau MES. De sus generez un astfel de eroare și o să văd că pe portul 5 deja mi apare îngălbenit. Eu dacă mă duc puțin mai jos, văd că switch-ul ăsta mă monitorizează și partea de curent. Curent prin, văd aici, shield curent, prin cablu de ecranare prin ecranarea cablului de date. Da? Eu dacă mă duc aici pe portul 5, o să văd la un moment dat, am toate porturile, văd cu cine comunică fiecare port în parte și pot să văd sau forwardez și anumite statistici de port. Aveam un pic, stă să ajung tot în zona de port. Așa, aici vreau să ajung. Spuneam că de interferența asta electromagnetică. Aici vedeți, el îmi arată un vârf de creșterea curentului la o anumită frecvență. Vârf care, eu pot să-l fac o analogie cu pornirea, să zic, în procesul de producție a unui convertizor de frecvență. Și atunci pot să-mi dau seama, uite, când convertizorul de frecvență a pornit, atunci mi apare un vârf de interferență electromagnetică, înseamnă că pot am o problemă de cablu de date, este prea aproape de cablu de alimentare a convertizorului de frecvență sau cablul este întrerupt și așa mai departe. Și ar trebui să iau măsuri pentru a evita această interferență electromagnetică. Da? Ce mai am aici? Am partea de IT backup și o să vedeți că am alte informații care sunt generate, care le pot vizualiza pe acest switch. Și dacă dau click aici, o să vedeți, de exemplu, am telegrame aruncate. Și aici îmi spune, vezi că la dispozitivul ăsta ai vreo 696 de telegrame aruncate. Telegramele astea aruncate, să nu le înțelegeți că oprește sistemul. Nu. Asta îmi spune, de exemplu, că există un trafic de tip Ethernet, astfel încât sistemul meu, traficul de Profinet sau telegramele de Profinet au fost aruncate. Fie datorită switch-ului, că n-a avut capacitate să memoreze în buffer aceste telegrame,
fie poate din alte considerente. Dar analiza acestor telegrame aruncate îmi poate da mie indicii despre cum funcționează un astfel de sistem. Aici, la parte de analiză, cum verific eu această parte de calitatea cablului, de exemplu, sau a conecticii, se face prin comparația, prin raportul dintre semnal și zgomot. Da? În general, o calitate bună a unui cablu este că la 10 părți semnal, o parte este zgomot. Dacă acest raport între semnal și zgomot se micșorează, nu mai este 10 la 1 și devine, să zicem, 4 la 1 sau 6 la 1, atunci această calitate se duce în jos și devine din ce în ce mai drastică dacă acel raport calitate-semnal ajunge undeva la 3 la 1. Da? Asta ca să vedeți în principiu cam cum este partea de analiză și monitorizare. Bun, haideți să revenim din nou la prezentare. Să trec mai departe. Bun. Aici avem în partea de vibrații. Acum, fie că vorbim de analiza vibrațiilor, dacă monitorizarea condițiilor nu înseamnă monitorizarea numai, să zicem, a unor parametri de aer, nu înseamnă monitorizarea a datelor din rețea, dar înseamnă și analiza vibrațiilor sau, dacă vreți, camere de termoviziune sau alte instrumente de monitorizare a condițiilor. După cum am văzut, toate aceste date sunt influențate de switch, da? El este primul care influențează acest proces de monitorizare a condițiilor. Acum, provenind din rețeaua omogenă, să zicem de Profibus, criteriile de selecție pentru switch-ul potrivit erau de asemenea dimensionarea carcasei, prețul, clasa de protecție și producătorul. Oricine care folosea un PLC de la Siemens, de la Rockwell sau de la Phoenix, a folosit de obicei un switch de la acel furnizor. Acum, acest lucru a avut sens perfect în rețelele omogene, deoarece PLC-urile și switch-ul sunt foarte bine coordonate între ele. Dar acum trebuie să vă confruntați cu o multitudine de aplicații și protocoale de comunicații. Unele sunt scurte și sunt deseori trimise în sistem, altele sunt lungi și vin foarte rar. Un switch clasic de Profinet este conceput, de exemplu, pentru protocoale de Profinet scurte. Dacă rulați acum o aplicație de vizualizare, de monitorizare vizuală prin acel switch, pot apărea probleme. Și am vorbit deja despre pierderile de date și asemenea lucruri. Acum, dacă merg pe vizualizare ca în imaginea din slide, atunci este posibil să nu apară nicio eroare. Dar dacă voi merge pe varianta următoare, deci dacă merg ca în imagine de aici unde înregistrarea și vizualizarea datelor se face electronic, fie vă decideți să puneți o linie separată pentru fiecare aplicație de monitorizare a condițiilor. Cu toate acestea, acest lucru devine scump atât în ceea ce privește instalarea, cât și întreținerea. Fie utilizați alte criterii de alegere a switch-ului. Ar trebui să vă gândiți că luați datele din coloana vertebrală a mașinii, deci ar trebui structura mașinii, releistica mașinii și transferul datelor să le luați în gigabyte. Chiar de la început, da? Chiar de când ați proiectat mașina. Adică să folosiți o capacitate, o să vedeți, de backplane, de transfer de date, o dimensiune a bufferului și dimensiunea paginii de buffer ca principale argumente pentru alegerea unui switch în locul numelui producătorului. De astfel, acest lucru a fost mult timp baza alegerii în sectorul de IT. Acum, de ce automatizarea se comportă diferit? Aici este practic de neînțeles. Apoi, veți avea suficientă libertate pentru a transfera în mod
fiabil datele din toate aplicațiile din rețele eterogene. Spuneam la un moment dat de capacitatea asta de backplane. Asta este o măsură a cantității de date pe care switch-ul o poate procesa în unitatea de timp, măsurată în bytes pe secundă. Deci ăsta ar fi un criteriu de alegere switch în condițiile de monitorizare date. Debitul de date. Practic, acest debit de date descrie câte telegrame poate procesa un switch pe unitatea de timp. Unitatea sa de măsură este pachete pe secundă. Bufferul size înseamnă dimensiunea bufferului, practic oferă informații despre cantitatea de date pe care un switch o poate stoca temporar, da? Și este dat în bytes. Iar dimensiunea paginii tampon este memoria totală care este împărțită în pagini de memorie individuale. Se poate salva maxim o telegramă pe pagină, iar dimensiunea paginii tampon specifică practic dimensiunea finală a memoriei paginii. Și asta este dată în octeți. Bun. Asta fiind spuse, ar trebui să vizualizați această parte de monitorizare a condițiilor ca, dacă vreți, un proces de realizare a unei, să zic eu, unei artere de circulație în interiorul orașului cu patru benzi dedicate, unul pentru prima bandă pentru autoturisme, a doua bandă pentru transportul în comun, a treia bandă pentru, să zicem, biciclete și a patra bandă pentru urgențe. Da? O astfel de rută, o astfel de drum iese din discuție, fiindcă sunt costuri, nimeni nu-și asumă costurile pentru realizare și costurile pentru întreținerea unui astfel de sistem. Bun. Am văzut acum ce e partea asta de monitorizare a condiției. Aș vrea, dacă aveți niște întrebări, niște informații suplimentare pe care le-ați dori să le luați de la noi. Stați să văd dacă eu vă deschid microfoanele. Cred că le-ați avut deschise tot timpul și acum le aveți. Da. Vă rugăm, așteptăm întrebări. Lucrurile sunt un pic mai complicate, am căutat să mă încadrez în timp. Și din acest punct de vedere am depășit un pic cu câteva minute, dar vă rugăm. Haideți, chiar nu aveți nicio întrebare? Cum realizați acest proces de monitorizare? Cum ați dori să implementăm un proiect de monitorizare a datelor? O experiență proprie cu această monitorizare a datelor? Ideea este că ar trebui să țineți cont în principal de schimbarea arhitecturii. Aici este practic acel cost suplimentar pe care îl veți avea, dar recuperarea investiției se va face destul de repede, iar eficiența proceselor de producție cu siguranță va crește. Dacă nu aveți întrebări, cam asta a fost prezentarea pe ziua de astăzi, webinarul nostru. O să primiți și link-ul pentru înregistrare. Secțiuni din el o să-l publicăm și pe podcasturile noastre. Ne veți găsi clar și pe LinkedIn și pe Facebook și pe YouTube. Aveți la dispoziție toate canalele.
în continuare, eu sunt prezent aici. Dacă aveți întrebări punctuale, nu ezitați să mi le puneți și sunt deschis. Mulțumim, Traian. Mersi și eu, mersi. Mulțumim. O zi bună atunci și weekend plăcut. Și rămâneți sănătoși. Weekend fine. Mulțumim. Mai bine. Mulțumim. Mai bine. Mulțumim. La revedere, weekend plăcut. La revedere. La revedere, weekend plăcut. Weekend plăcut. Weekend plăcut, la revedere. Weekend plăcut, o zi bună.